Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Alina Eremia le-a împărtășit fanilor ei perspectiva sa cu privire la controversa actuală referitoare la inteligența artificială. Roboții au devenit o adevărată amenințare pentru unii, dar cântăreața amintește că sunt multe alte chestiuni problematice către care ar trebui să ne îndreptăm atenția. Astfel, artista a amintit de alte situații în care tehnologia ne controlează viețile și ne invadează viața privată, cu mențiunea că probleme grave precum schimbările climatice există în continuare și ne afectează pe toți. Ce controversă a stârnit tot subiectul ăsta cu AI-ul, Artificial Intelligence, inteligența artificială incredibil. De FaceApp s-a uitat și de TikTok cu colectarea de date, e ok. Nu mai zic de Google, care el știe exact ce stare de spirit ai, îți trimite și articole, îți sugerează ce ai putea să faci să îmbunătățești starea ta de spirit, că el știe. Și da, între timp schimbările climatice lovesc, a spus Alina Eremia. Mesajul Alinei Eremia vine la scurt timp după ce o lege din San Francisco a stârnit multe controverse. O propunere prin care polițiștii puteau să utilizeze roboți capabili să ucidă a fost adoptată săptămâna trecută de organele legislative din San Francisco. Totuși, decizia a fost anulată marți, 6 decembrie, de autorități. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.